Salut! Bun venit la cursul de limbă engleză pentru începători! Haideți să vorbim despre verbul a avea la trecutul simplu. Cum spunem asta în engleză? The verb to have in the past tense. Haideți să vedem conjugarea verbului a avea. Să începem cu persoana întâi, singular. I had. Ce înseamnă asta? Eu aveam. You had. Tu aveai. He, she sau it had. El sau ea, iar it este neutrul, avea. We had. Noi aveam. You had. Voi aveați. Și they had înseamnă ei sau ele aveau. Și haideți să repetăm. I had. You had. He, she or it had. We had. You had. And they had.